Cred că fiecare dintre noi putem să spunem aceleași cuvinte pe care erau în cântarea pe care a cântat-o corul, dar să le spunem cu toată inima, îl binecuvântăm și îl slăvim pe Dumnezeu care până aici ne-a ajutat. Slăvit să fie numele Lui! Mulțumim pentru harul acesta de a fi și în dimineața aceasta în casa Lui. E un har pe care Dumnezeu ni-l oferă, îl înnoiește în durarea Lui în fiecare dimineață față de noi. Și de aceea vrem din toată inima să-L glorificăm, să-L binecuvântăm și să-I fim mulțumitori pentru tot ceea ce a făcut. Așa cum știți, majoritatea dintre dumneavoastră, împreună cu soția și băiatul cel mai mare din care locuiește în San Antonio, în luna septembrie am fost plecați în Europa și ultima parte în România. Mulțumim lui Dumnezeu pentru protecția Lui, pentru harul Lui, pentru purtarea Lui de grijă. Mulțumim Domnului pentru toți frații și surorile care s-au rugat pentru noi și datorită rugăciunilor și a îndurării lui Dumnezeu ne-am întors cu bine. Pentru toate numele Lui să fie slăvit. Amen. În timpul când am fost, prima săptămână am fost în Croația, am vizitat o biserică, deși duminică seara când am ajuns acolo pe la ora 4, am mers direct la o biserică, dar nu aveau program, e o biserică mai mică. Miercuri seara, prin harul Domnului, am fost împreună cu ei la un timp de rugăciune. Oamenii și frații și surorile simt că au nevoie, într-adevăr, de ajutorul lui Dumnezeu, de călăuzirea Lui și ne-am bucurat cu ei împreună, deși sunt puțini, ne-au rugat și ne-au spus să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să lucreze. Au trecut prin încercări deosebite anii trecuți, dar Dumnezeu lucrează și în mijlocul lor și peste tot, din orice limbă, din orice seminție, Dumnezeu cheamă la mântuire, slăvit să fie numele Lui. Apoi în România, bineînțeles, în Alba Iulia, am petrecut două duminici și programe la peste săptămână. În a doua duminică, când am fost în România, am fost în Comuna Uri, lângă Beclean, acolo e și cumnatul nostru, fratele cristureanilor, cel penultimul, Tinu, care a locuit o perioadă aici în state, dar au decis să se întoarcă din nou în România și sunt binecuvântați de Domnul, slujesc în biserica din Uri, împreună cu verișori de-a lui nevastă-mea, ne-am bucurat de harul și prezența Domnului acolo în biserică, iar duminică seara am fost la biserica din sat, din Spermezeu, pe care fratele Beni mereu a amintit și a prezentat-o aici, biserica unde a crescut, o biserică care iubește pe Domnul. Frații și bisericile prin unde am umblat au transmis un salut pe care aș vrea să-l citesc din Iuda, versetul 20 și 21. E un cuvânt frumos, merită să plătim atenție, să rămânem și el să fie bine imprimat în inimile noastre, pentru că ne va fi de un mare ajutor. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Domnul să binecuvinteze Biserica Philadelphia, Domnul să binecuvinteze bisericile pe unde am umblat și am vizitat și să binecuvinteze Domnul întreg poporul Lui cu această credință vie,
că Domnul nostru vine. Vă invit să ne ridicăm în picioare și voi da citire doar câteva versete din cuvântul Domnului pe care îl găsim scris în Iona, capitolul 1, și voi citi primele 5 versete, pagina Bibliei 893. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amita, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia era amenințată să se scufunde. Cârmuitorul s-a temut și a strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoră. Iona s-a pogorât în fundul corabiei și s-a culcat și a dormit dus. Până aici cuvântul Domnului. Vă rog să reocupați locurile. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, aș vrea să am câteva gânduri pe care le-am putea desprinde din pasajul acesta, sub titlul: de ce vin furtuni în viața noastră? Pentru că trăim o vreme în care sunt tot mai mult furtunile în viața noastră. Și primul gând pe care îl desprindem așa de ușor din pasajul acesta este că atunci când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva, la o lucrare, să fim în voia Lui, are un plan cu noi, dorește să acționăm într-o direcție sau alta, să trăim pentru El sub o formă deosebită de ceilalți oameni. Nu e așa că mulți își iau propriul lor destin în mână? Așa ca și Iona a crezut că poate să fugă departe de fața lui Dumnezeu și să n-asculte. Și primul gând pe care îl desprindem, că atunci când nu ești în voia lui Dumnezeu și nu stai sub călăuzirea Lui, începi să te depărtezi, te duci în direcția opusă, așa ca și Iona. Se pare că Tarsul era exact la 180 de grade de Ninive și el acolo s-a dus. A crezut că scapă și a pornit pe un drum greșit. Și atunci când pornești pe un drum greșit, plătești un preț. Și Iona a plătit prețul călătoriei lui. Aduceți-vă aminte de un om pe care s-a coborât din Ierusalim la Ierihon și a plătit și el un preț. Și prețul a fost destul de mare, că a rămas aproape mort. Că așa se întâmplă când te depărtezi de Dumnezeu și mergi pe un alt drum, plătești un preț.
plătești un preț. În al doilea gând pe care aș vrea și îl putem desprinde, atunci când mergi pe un alt drum și nu ești în voia lui Dumnezeu, se pornește în jurul tău furtuna. Versetul 3 ne spune lucrul acesta. Pe mare s-a pornit o furtună și Iona n-a băgat în seamă. Spune cuvântul Domnului că s-a coborât mai jos, în fundul corabiei. Deși ceilalți din jur, toți călători, au început să-și facă probleme, au văzut marea, au văzut agitația, au văzut ce se întâmplă în jurul lor și s-au dat seama că nu au nicio șansă decât să strige fiecare la Dumnezeul lui, dar Iona dormea dus. Că așa se întâmplă când te depărtezi de Dumnezeu, plătești și cobori din ce în ce mai jos. Și așa a făcut Iona. Și n-am citit în continuare, dar dumneavoastră știți că la un moment dat Dumnezeu însuși l-a coborât pe Iona și mai jos, până la temeliile munților. Și Iona de acolo și-a adus aminte de Dumnezeu și a mai dat Dumnezeu o șansă. Și aceasta o face pentru că ne iubește pe fiecare dintre noi. Ne mai dă șanse, ne dă șanse, frați și surori. Și-L binecuvântăm pentru dragostea pe care și-a arătat-o de-a lungul anilor cu fiecare dintre noi. Slăvit să fie numele Domnului! Te întreb în dimineața aceasta, fă-ți o analiză înaintea Domnului, sincer, și nu trebuie să-mi dai mie niciun răspuns. Drumul pe care mergi este un drum pe care ți-l pune Domnul înainte? Drumul pe care mergi, direcția în care ai pornit, deciziile pe care le-ai luat în viață sau le iei, sunt decizii după voia lui Dumnezeu sau ai și tu aceeași atitudine pe care Iona a avut-o și n-a vrut să asculte de Dumnezeu? Hai să ne facem fiecare dintre noi această analiză în vremea în care o trăim. Sunt furtuni în viețile noastre, sunt atâtea lucruri care ne agită. Pentru că aceasta se întâmplă atunci când mergem pe alt drum, nu pe acela pe care ni-l arată Domnul. Și furtunile sunt și n-aș vrea să număr prea multe, dar s-ar putea să fie sănătatea a noastră, a familiei, neascultarea copiilor, pacea, neînțelegerea din familie și multe altele, probleme la servici, probleme la școală. Câte n-ar putea și lista ar putea să continue cu furtuni care bat în viețile noastre. Te întreb în dimineața aceasta, e sigur că drumul și deciziile pe care le iei și le-ai luat sunt după voia lui Dumnezeu? Doamne, luminează-ne cu Duhul Tău și fă să înțelegem că lângă Tine și cu Tine, chiar dacă vrei să trecem prin valea umbrei morții, Tu ești cu noi. David spunea și zicea, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale bună sau pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Vrei să te întrebi și tu în dimineața aceasta pe ce drum ești? În ce direcție ai pornit? Și care sunt deciziile tale? Pentru că ori de câte ori
iei o decizie care nu-i după voia ta lui Dumnezeu, s-ar putea să vină furtuni. Și nu vreau să spun că întotdeauna furtunile în viețile noastre sunt datorită drumului pe care îl luăm, deciziilor pe care le luăm, neascultării noastre de Dumnezeu, ci Dumnezeu lasă uneori încercări în viața noastră și din alte motive și să încerce credința noastră și să se vadă slava lui Dumnezeu în viețile noastre. Dar în mod deosebit în dimineața aceasta, cuvântul Domnului prin pasajul acesta vrea să ne tragă atenția. Drumul pe care mergem este un drum pe care Dumnezeu ni l-a poruncit? Deciziile pe care le luăm sunt decizii după voia Domnului? Aș vrea să ne întrebăm, pentru că furtuni sunt și dacă la Iona au continuat furtunile, aș vrea să înțelegem că neascultarea noastră de Dumnezeu, în al treilea rând, pune în pericol viața din jurul celor din jurul nostru. Repet, neascultarea noastră de Dumnezeu pune în pericol viața a oamenilor din jurul nostru. Și așa s-a întâmplat și în acest caz. Urmăriți și citiți cu atenție ce s-a întâmplat în versetul 5. Și aș vrea să vă aduc înainte câteva exemple pe care le găsim în cuvântul Domnului. Și în Iosua, capitolul 6, îl găsim acolo pe un om cu numele Acan. Poporul Israel era în fața unei cetăți numai ce trecuse Iordanul. Și în fața lor era prima cetate care trebuiau să o cucerească, Ierihonul, o cetate cu ziduri puternice întărite, dar Dumnezeu le-a promis că le va da cetatea și nu trebuie ei să se lupte, doar să înconjoare cetatea. De șapte în șapte zile și în a șaptea zi să o înconjoare de șapte ori. Dar Iosua, dacă se poate să puneți versetul 17-18 din Iosua, capitolul 6. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea, dar să lăsați cu viață pe curva Rahab și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că au ascuns pe solii pe care îi trimiseserăm noi. Feriți-vă numai de tot ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce a fost dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Versetul 19. Tot argintul și tot aurul și toate lucrurile să fie date Domnului, închinate Domnului și să intre în visteria Domnului. Și acum, capitolul 7, versetul 20-21, dacă se poate. Acan a răspuns lui Iosua și a zis: este adevărat că ce-am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și am făcut ce este rău. Am văzut în pradă o mantie frumoasă de șiniri, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit, le-am luat, iată că sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Versetul următor. Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort
și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era pus sub ele. Și acum versetul 24. Iosua și tot Israel împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur. Și acum fiți atenți, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era a lui. Și Acan sfârșește prin a fi ucis cu pietre și dat-i foc. Pentru că ori de câte ori nu asculți de porunca lui Dumnezeu, de glasul lui Dumnezeu, pui în pericol viața ta și viața celor din jurul tău. Și așa a făcut Acan. Datorită neascultării de Dumnezeu, el, fiii lui, fiicele lui și tot ce avea Acan au fost nenorociți. Să ne păzească Dumnezeu! Aș vrea să mai pun în fața dumneavoastră un alt exemplu. Un om care a avut atâta experiență lângă stăpânul lui Elisei, numele lui este Gehazi. Și dacă urmăriți în 2 Împărați, capitolul 4, capitolul 5, rămâneți uimiți câte lucruri a făcut Dumnezeu sub ochii omului acestuia. Cum a mulțit unde lemnul, cum a vindecat oala aceea în care au fier niște curcubeți sălbatici și era moartea în oală, cum a înviat fiul văduvei. Și în final ce face omul acesta? După ce vine Naaman, omul acela plin de lepră înaintea lui Elisei și spune: du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ta se va face curată ca a unui copilaș. Și omul acesta s-a vindecat și Gehazi era martor la toate aceste lucruri. Avea atâta experiență cu un Dumnezeu care face așa minuni mari. Și Elisei n-a vrut să primească nimic, pentru că toată slava, toată gloria trebuie să-i fie adusă lui Dumnezeu care face minuni și astăzi. Numele Lui să fie slăvit. Amen, amen. Și omul acesta, Gehazi, s-a dus după Naaman și a primit și el ceva. Și știți ce a primit la urmă? Lepra s-a atins de el și de tot cortul lui pentru toate zilele vieții lui. Iată cât de serioasă trebuie să privim neascultarea de Dumnezeu. Pune în pericol nu numai viețile noastre, ci și celor din jurul nostru. Și n-aș vrea în dimineața aceasta să închei mesajul meu doar cu lucruri negative, cu părți slabe, oameni care n-au vrut să asculte de Dumnezeu. Ce aș vrea să vă spun că în dimineața aceasta toți cei care ascultă de Dumnezeu primesc viață, vindecare și mântuire, slăvit să fie numele Lui. Amen. Și dacă am vorbit despre viață, aduceți-vă aminte de Ilie când a fost trimis la văduva din Sarepta care aduna câteva lemne să facă o pâine, o turtă și să mânce pâinea morții. Dar la cuvântul Domnului și datorită faptului că ea a ascultat de cuvântul pe care l-a rostit Domnul prin gura lui Ilie, ea a mâncat pâinea vieții pentru mult timp, ea și casa ei.
Pentru că atunci când asculți de cuvântul lui Dumnezeu, este viață. El însuși este viață. Eu sunt viață, eu sunt pâinea vieții. Cine mănâncă din mine nu va muri niciodată, slăvit să fie Domnul. Și dacă am amintit aici în pasajul meu și în gândurile mele despre Naaman, aduceți-vă aminte că omul acesta, în urma ascultării carnea lui, s-a făcut ca carnea unui copilaș și a fost curățit, pentru că ascultarea de Dumnezeu, pe lângă viață, este și vindecare. Slăvit să fie numele Domnului! Iar mai târziu îl găsim pe un om care a fost atât de curios și s-a născut în inima lui dorința ca să îl vadă pe un om oarecare despre care au zis și el și s-a urcat într-un dud. Omul acesta, Zacheu, un om păcătos, un om care n-avea liniște, care n-avea pace în inima lui, în sufletul lui, s-a urcat undeva să-l vadă pe cel care avea să treacă pe drumul acela. Și în momentul când Hristos, Domnul, a trecut pe sudud, îl cheamă: Zacheie, dă-te jos! Și datorită ascultării lui, Zacheu a primit mântuirea, pentru că toți cei ce ascultă de cuvântul Domnului și împlinesc cuvântul lui au viață, au vindecare și au mântuire în numele lui, glorie Domnului. Să merită, frați și surori, să ascultăm de cuvântul Domnului. Să merită să trăim pentru El. Să merită, pentru că cu El, oriunde vei fi în lumea aceasta, chiar dacă ești în cuptorul cu foc, acolo se coboară Hristos lângă tine, glorie Lui. De aceea, frați și surori, Biserică Filadelfia, să merită să ascultăm de cuvântul Domnului, de glasul Lui care ne cheamă, de făgăduințele Lui care sunt da și amin, de promisiunea Lui că va veni în curând. Și toți acei care îl așteaptă, vom fi cu El în gloria, în slava Lui. Dacă se poate să mă ajutați cu încă două versete pe care și cu care aș vrea să închei în dimineața aceasta, din Evrei, capitolul 10, de la versetul 35. Să nu vă părăsiți, dar în crederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu. Amen. Voia lui Dumnezeu. Ajută-ne, după ce împlinim voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și repet încă o dată, e foarte puțină vreme, că dacă atunci când au fost scrise aceste cuvinte era puțin, cât de puțin am rămas, frați și surori, până când va veni Cel ce va veni și nu va zăbovi. Încă puțină, foarte puțină, și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și Cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi, frați și surori, Biserica Filadelfia, noi însă nu suntem din acei care dau înapoi ca să se piartă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Slăvit să fie Domnul! Și apoi încă un verset din Matei, capitolul 16, versetul 27.
căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi. Și atunci va răsplăti fiecărui după faptele Lui. Slăvit să fie numele Lui. Dar până atunci când va veni El, haideți să trăim în ascultare de Domnul, în voia Lui, să ne rugăm Domnului să înțelegem. Sunt atâtea glasuri care răsună în jurul nostru și uneori ne pulversează mintea, dar priviți în cuvântul Domnului și de aici să rămânem în voia Lui ca să primim mântuirea sufletului și răsplata pe care o va da fiecăruia dintre noi. Slăvim pe Domnul pentru aceste mari promisiuni, amen, amen. Pentru ajutorul Lui, pentru credincioșia Lui și pentru faptul că suntem siguri, Hristos vine, Maranata, amin.